Bună, sunt Mihaela și astăzi revin cu un nou colet de la Nolia. Nu am foarte multe în colet, însă vreau să vă arăt și vouă ce mi-am luat. Pe 5 martie a fost ziua patroanei, să spun așa, da, Nolia și a avut niște reduceri foarte bune și nu am rezistat. Mi-am luat și eu ceva, bineînțeles, ceva frumos scris aici. Să vă arăt ce am luat. Dacă auziți un zgomot pe fundal, e vecinul meu care face găuri. Am luat o ojă chetai mai specială, Silver Illusion se numește. Și are un pic de efect de oglindă, dar și de chetai. A doua culoare pe care am luat-o este o culoare termo. TH121. Ia să vedem. Ce drăguț! E un corai care se transformă în nude. Vom vedea care va fi transformarea mai târziu. Și am mai luat o ojă cu sclipici. Când am intrat pe site și am văzut reducerile, credeți-mă că am fost bombardată și am luat pur și simplu, la întâmplare, ce mi-a picat mai frumos. N-am fost foarte atentă la ceea ce am cumpărat. Pare drăguț. Bun, ia să aducem niște tipsuri și să le încercăm. Voi încerca mai întâi culoarea B, de fapt culoarea cu sclipici, dar B142, care este foarte drăguță. Foarte drăguță. Îmi place. Îmi place pentru că are și reflexii holografice, așa. Bun, ia să vedem următoarea. Termo 121. Aceasta e următoarea culoare cu care îmi voi face unghiile. Asta e clar. E asemănătoare această culoare cu culoarea termo pe care o am de la LNB, numai că aceea se transformă într-un alb lăptos. Foarte pigmentată, nu necesită și al doilea strat. Asta e bine. Așa, și să ne jucăm un pic și cu acest Illusion Silver. Să vedem. Cred că ar trebui mai bine să dau pe o altă culoare. Pe negru. Pe o culoare mai închisă. Da. Am și un magnet. Să văd dacă reușesc acum să mă joc un pic cu ea. Da. Dispar complet. Da. E
am să aduc niște tipsuri cu o culoare mai închisă să încercăm acest illusion. Am aici un tips cu o culoare mai închisă. Și ce frumos se vede. Ia să încerc acum magnetul. Wow! Ce frumos! Da, super! Ia uitați cum se mișcă! Reacționează foarte intens la magnet. Nu te mai poți opri din joacă. Ia să-l pun la uscat. Să revin cu un al doilea strat la acest B142. Arată destul de bine. Ia să mai dăm un strat, chiar dacă nu e nevoie, și la oja termo. Și apoi voi aduce un pic de apă fierbinte să vedem cum reacționează. Am dus apa fierbinte. Haideți să vedem. Un pic s-a încălzit în lampă. Și aceasta e transformarea. E drăguț. Un corai care se transformă într-un nude. Chiar nu știu care e mai frumos, acest corai care se transformă în nude sau coraiul termo de la LNB. Acesta a fost micul meu haul de la Nolia. Sper că v-a plăcut videoclipul. Vă rog, lăsați un like, dați un comentariu mai jos. Abonați-vă și hashtag 200, da? Să ajungem la 200 de abonați. La revedere! Pa!